Administrației Naționale a Penitenciarilor, conduși de subcomisar de poliție penitenciară Daniel Oltean, șeful Sutui de intervenție al penitenciarului Aiud. Administrația Națională a Penitenciarilor este parte integrantă a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, structură care asigură executarea pedepselor, facilitând responsabilizarea și reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate. Încheie defilarea pe jos, detașamentul Crucii Roșii Române, filiala Alba, codul de directorul organizației Adrian Ionel Tușa, înființat în anul 1876, Crucea Roșii Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale, în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de unitatea umană. Asta l-a trimis Moș Biden. Cine ai fi votat cu Trump sau cu Biden? Se voiază din nou pe deasupra Bulevardului Unirii, elicoptere IR-330, Puma, la masă cătora, se află pilot operațional. Locul de tehnică este comandat de colonelul Remus Filimon, locuitorul pentru operații și instrucția șefului de stat major al Sfântului Patru, Marcelie Gemina, care vă prezintă onorul de promașină.